Cum ajungi să devină director financiar, un director financiar? Uite, la noi, în genere, sunt puțini directori financiari ca în esență. Ei, de obicei, se generează din experiența pe care eu o au ca și contabil, foarte des, sau poate fi din experiența pe care eu o au ca și din industrie asemănătoare, cum ar fi niște auditori financiari. La mine, în cazul dat, eu, din auditor financiar, am trecut în nișa de director financiar pentru că eu am văzut că la noi în Moldova nu există sau există foarte puțin. Și puține companii nu apelează sau puține companii apelează pentru că nu există servicii, nimeni nu-l oferă. Și atât noi aici și ne diferențiem ca și companie că eu n-am observat nicio companie în Moldova pe lângă noastră de contabilitate care să ofere servicii de director financiar. Din contabil sau din auditor este șansa că singur să te dezvolți din practică, din greșeli, din analitică, să crești. Da. Mai ales dacă poți citi cifrele și poți să faci un avans de prognoză, asta e. Exact. În fond, director financiar trebuie să fie o punte între contabil și fondator, pentru că contabilul vorbește în limba contabilă și fondatorul nu înțelege și îi spune contabilul. Și fondatorul are nevoie de rezultate. El gândește operațional. El gândește în cifre, în om ore, el gândește în o clădire, magazin și tot așa. E că el gândește în puncte mai palpabile. Și atât directorul financiar este puntea asta care acumulează informația și eu ofer administratorului sau directorului într-o formă că el să înțeleagă și el să o poată utiliza.